într-adevăr, binecuvântarea nu poate da decât Dumnezeu. Amin. Și dimineața aceasta, rugăm pe El să ne odea tuturora de locul acesta. Amin. Lăudați să fie Domnul. Amin. Frați și surori, suntem al 7-lea program din zilele acestea. Ultimul pentru mine în izvorul mântuirii din circuitul acesta în care am fost în mijlocul dumneavoastră. Dar dați-mi voie să vă spun, parcă îmi pare rău că se trebuie. M-am simțit așa de bine la dumneavoastră pentru că l-am simțit pe Dumnezeu. Așa de bine este când Domnul este prezent în adunare. Aleluia. Atunci oamenii se bucură, oamenii îl proslăvesc pe Dumnezeu și Dumnezeu se proslăvește în oameni. Fie lăudat Domnul! Sigur, în dimineața aceasta vreau să am un gând de Scripturi pentru dumneavoastră. Mă bucur totodată pentru Cristi, că este în mijlocul nostru. Ar vrea un pic să îi spun câteva lucruri. El nu mă cunoaște mult mai mare decât mine, dar el a locuit mulți ani în comuna noastră și mi-aduc de aminte că eram copil și când mergeam în comuna noastră, care se numește Gâlgău, așa se numește ea, vedeam acolo o casă frumoasă. Era cea mai frumoasă casă din regiune, aș putea să spun, da. Totdeauna mi-am dorit să intru în casa aia și n-am uitat niciodată. Acolo erau părinții lui Cristi, el și cei care erau al lor. Mulțumesc lui Dumnezeu că după ani de zile pot să văd un om care a locuit în comuna noastră să fie în capitala României. Dar nu e așa de important că e în capitala României. Important este că este în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze, Cristi, și Dumnezeul Cerului să-ți binecuvinteze familia pe care Dumnezeu ți-a dat-o, locul tău de muncă, ceea ce faci în București să fie sub binecuvântarea Domnului și de ce nu, chiar în această zi, să-ți dea Bunul Dumnezeu viața veșnică, mări să fie Domnul. M-am gândit mult să aleg un pasaj în dimineața aceasta din Scripturi pentru dumneavoastră. Mi-aduc de aminte rândul trecut, când am fost în mijlocul vostru, tot la cina Domnului, am predicat un pasaj prin care arătam că Cel ce se sfințește pentru noi și ne dă puterea să luăm cina Domnului este Iisus. În dimineața aceasta vreau să continui să am alte gânduri care să fie de folos pentru dumneavoastră și pentru zidirea dumneavoastră. Aseară pe mine m-a marcat un lucru, dar am înțeles că este un lucru venit de la Dumnezeu. Dumnezeu l-a folosit pe fratele să vorbească lucrurile pe nume. De multe ori în adunările noastre, noi care predicăm Evanghelia, nu ne place să vorbim lucrurile pe nume. Vorbim așa cu perdea. Încercăm noi să schimbăm lucrurile, să nu se supere cineva, să nu deranjeze pe cineva. Dar frați și surori, am găsit în Scriptură un lucru care pe mine m-a marcat. Și cuvântul Domnului spune prin Ieremia așa: dacă tu vezi un om că face răul și nu îi zici nimic, dacă omul acesta s-ar întâmpla să moară, îți voi cere sângele lui din mâna ta. Apoi dacă îi spune omului acela ce trebuie să facă și va face, Dumnezeu îl va binecuvânta pe el și te va binecuvânta și pe tine. Și totuși dacă îi vei spune binele și el, totuși va continua să facă răul. Nu ți se mai cere sângele din mâna ta. Și Dumnezeu este Cel care este drept să judece toate lucrurile. De aceea, în dimineața aceasta, vreau să mă las. Eram la o seară de evanghelizare miercuri, înainte de a veni aici la voi. Marțiară, de fapt, în miercuri. Undeva într-o comunitate mare de romi din zona noastră, era o seară de evanghelizare și acolo oamenii așteptau cuvântul lui Dumnezeu. De acasă am mers cu un pasaj în inimă și în gând. În biserică au cântat niște cântări deosebite și am început să-mi schimb predica. Și când m-am ridicat la niciodată nu s-a întâmplat cum s-a întâmplat atunci. În vedere, Dumnezeu mi-a arătat o vioară. Și am zis, Doamne, ce-i cu viola asta?
Viora festu. Arcoșul și mâna care ține controlul viorii se ridică. Și spunea Domnul în seara aia, am să cânt și pe o coardă și pe alta, după cum este voia mea. M-am lăsat o oră în mâna lui Dumnezeu acolo și am zis, Doamne, nu mai vreau să zic nimic de la mine. Nu mai vreau să-mi aduc de aminte predicile pe care am lucrat pe ele și le-am pregătit. Doamne, vreau să fiu în mâna ta un timp. Și pastorul bisericii a spus, frate Florin, cel mai bine este să te lași în mâna Domnului. Știți ce s-a întâmplat? La urmă au fost oameni care au zis, noi vrem să încheiem legământ. Și am zis, ce bine este să ascultăm de Domnul. Doamne, vreau și dimineața aceasta să ascult de Tine. Vreau să citesc câteva cuvinte din Cartea Domnului, pagina Biblie 1161, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 11 la versetul 18. Citesc aceste versete, că sunt foarte frumoase și eu în dimineața aceasta voi vorbi doar dintr-un singur verset. De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc să-i petriți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Trăiți în pace între voi. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți și să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toții. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți. Bucurați-vă întotdeauna. Rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Amin. Dacă primele versete din pasajul acesta ne vorbesc despre lucrurile acestea frumoase care eu nici nu bănuiesc că nu sunt în adunare, sunt sigur că sunt în adunare, dar dacă nu sunt chiar toate, Dumnezeu să vă dea putere să aveți aceste toate, eu vreau să mă opresc în dimineața aceasta câteva clipe la ultimul verset, versetul 18, ce înseamnă să mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Frați și surori, ca să putem să începem să înțelegem în dimineața aceasta ce vrea Dumnezeu de la noi, aș vrea să vă spun un lucru. Cum înțelegeți dumneavoastră cuvântul mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile? Să-i mulțumești lui Dumnezeu că ești bolnav de cancer? Să-i mulțumesc lui Dumnezeu că ți-ai pierdut casa? Să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ceilalți din jurul tău au o viață deosebită și tu trăiești în sărăcie? Să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că poate ți-a luat de lângă tine ce ai avut mai drag? Ar vrea să vă spun, numai oamenii care l-au pe Dumnezeu în viața lor pot să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Știți de ce? Mulțumirea vine din Dumnezeu. Mulțumirea vine din Dumnezeu. Și dacă nu l-ai pe Dumnezeu în viața ta, tu nu poți să mulțumești pentru necazurile din casa ta. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l cunoaștem în dimineața aceasta este căci nu putem mulțumi pentru toate lucrurile decât dacă avem pe Dumnezeu în viața noastră.
Și când îl ai pe Dumnezeu în viața ta, mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. De ce? Pentru că știi că tot ce face Dumnezeu cu privire la tine este bun. Și dacă nu înțelegi la început, ca sfârșit vei vedea izbăvirea lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Frați și surori, gândul care l-am în dimineața aceasta pentru dumneavoastră. Dacă mulțumirea vine din Dumnezeu, cine dă nemulțumirea? Mulțumirea vine de la Dumnezeu, nu? Dar nemulțumirea de unde vine? Bă, dacă ar da Dumnezeu să fim nemulțumitori că nu suntem de ajuns de pocăiți, n-ar fi rău? Dar de multe ori în viețile noastre apare nemulțumirea. Și nemulțumirea, dați-mi voie să vă spun, vine de la diavolul. Diavolul! Spune Scriptura că a fost cel dinainte, un înger. Dar el avea o nemulțumire. Știți care era nemulțumirea lui în cerul lui Dumnezeu? El vrea să fie pus alături de Dumnezeu. Deopotrivă cu Dumnezeu. Vrea să aibă un scaun deopotrivă cu scaunul lui Dumnezeu. Și pentru că a avut această nemulțumire, Dumnezeu a hotărât să-L trimită din cerul Său. Dumnezeu să aibă milă de noi în dimineața aceasta. Mulțumirea vine din Dumnezeu. Nemulțumirea vine de la diavolul. În dimineața aceasta, Doamne, umple inimile noastre cu mulțumire. Amin. Doamne, dăruiește nemulțumirea Ta reală și adevărată. Glorie Domnului. Și vreau să vorbesc foarte deschis ca să fiu înțeles de toți oamenii. Știi ce se întâmplă cu un bărbat când începe să nu mai fie mulțumit de soția lui? Hai să luăm din cap. În scurtă vreme, bărbatul acela se numește un prea curvar. Începe să fie nemulțumit de soția lui și în curând ajunge un prea curvar. Dar nu avem voie să ajungem în felul acesta. Și atunci ce facem? Îi mulțumim lui Dumnezeu de soțiile noastre. Amin. Doamne, îți mulțumesc și dacă nu ești iată, și dacă tu ai dat-o, și dacă e mai slavă, și dacă e mai grasă, și dacă e mai înțeleată, și cum ne-ai dat-o, Doamne? Tu ni le-ai dăruit, ne-ai creat pentru noi. Și Domnul a zis când te-ai căsătorit, căsătește un ajutor? Păi dacă Dumnezeu ți-a dat un ajutor potrivit, cine ești tu să fii nemulțumit? După ce a născut 10 copii frumoși și ți-a făcut 10 copii și ești mândru când îi vezi în adunare, te uiți la aia și zici, bă, dă-o încolo de nevastă. Lasă-o încolo. Mai bine arată aia la altă. Știi de unde vine gândul ăsta? De la Satan. Nemulțumirea vine de la Satan. Și în dimineața aceasta aș vrea să te uiți spre casa ta și să spui, Doamne, îți mulțumesc pentru că ne-ai dat cea mai frumoasă soție din univers. Poate nu e cea mai deșteaptă, dar pentru tine e cea mai frumoasă, e cea mai bună. E ajutorul tău potrivit. Dacă îți dădea Dumnezeu altul, era mare, mare. Dumnezeu dă ceea ce trebuie. Glorie Domnului! Să nu credeți că pe mine nu m-o curentat satana cu lucruri de felul acesta, că am pățit. Și pentru că am trăit un moment greu în viață, vă spun, să vă ferească Dumnezeu pe voi! Totuși, mi-aduc aminte că m-am căsătorit, aveam alte gânduri. Tare bine au fost primele 6 luni. Dar după ce soția mea a pierdut primul copil și a intrat într-o depresie. Și iertați-mă expresie, bine că nu mă aud de ea. Aveam acasă, am avut acasă 5 ani o femeie nebună. N-am mai fost așa de mulțumit. Când a venit mama lui, ei, personală, mama ei și-a zis, Florin, las-o, n-are rost. Măi, când a venit surorile mele, neamul meu și-a zis, băi, Florin, băi, dar tu nu fii tâmpit la cap. Tu cu asta nu mai faci ca să vezi, tu o nebunit. Tu nu o vezi. Frați și surori, eram nemulțumit de ceea ce era, dar mi-era frică să fac lucrul acesta, știi de ce, frate păstor? Pentru că în fața altarului am zis, nu m-am întrebat, fratele vostru, la urmă, când stai cu ea? Frate, până în satul de ea, până când vine o boală, până când... O zis, am zis, eu stau cu ea în
legământ cu tine, Doamne, când trăiesc. Și dacă tu iei de lângă mine, ești drept. Iar dacă o lași și mi-o vindeci, ești bun. Și Dumnezeu a lăsat-o și a vindecat-o pentru bărbați din biserica aceasta, iubiți-vă femeile voastre. Așa cum le-a dăruit Dumnezeu. Așa cum sunt ele. Nu uitați în Scripturi că este scris foarte de cu femeia ta ca și cu un vas cu mai slab. Știi că dacă ești certat cu nevasta ta, poți veni în zborul mântuirii să strigi și te bagi din palme de la Hristos când vrei că rugăciunea ta se oprește aici în plafonul ăsta? Știi că ți sunt ridicate rugăciunile din pricina că ai mânie pe soția ta și zici, vă rog pentru bolnav și nu se vindecă nicio bolnav. Păi cum să vindece bolnavi? Că tu ai ceartă pe nevasta ta, ai ură pe ea. Ești nemulțumit de ea. Nu-ți place că nu este ca altele. În dimineața aceasta trag un semnal de alarmă. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru soțiile voastre. Amin. Dacă nu mulțumiți Domnului pentru ele și nu sunteți mulțumiți de ele, dacă n-ați ajuns, veți ajunge în curând să vă numească oamenii prea curvari. Am auzit aseară, clar, prin fratele Victor, ce înseamnă să te numească Dumnezeu prea curvari. Frați și surori, înțelegeți-mă bine, în dimineața aceasta Hristos ar putea să ne spună la toți că suntem o adunătură de oameni de aceștia. N-ar avea dreptul să o facă? Cine suntem noi? Mireasa lui Hristos, nu? Păi cine-i bărbatul cu care noi am fost dogodit bine în locul cine-i? Dar de câte ori n-a scălcat în picioare legământul și a străit împotriva mirelui vostru? N-a scălcat niciodată. N-a scălcat legământul niciodată în picioare. Păi n-ar avea mirele dreptul să vină azi în adunare să zică, Florin, ce vorbim, mă, tu ești curva. Doamne, cum sunt? Acum 3 zile ai călcat în picioare cuvântul meu. Ar avea dreptul să vină să o facă, dar nu vine. Știți de ce nu vine? Pentru că există între noi și el o dimensiune mare care se numește har. Și din pricina acestui har se uită Dumnezeu la noi în adunare și zice, mă, din zborul mântuirii, dacă mă uit printre bărbații, văd pe toți pe linie sfinți. Doamne, niciunul nu a păcătuit, extraordinar. Ba da, o păcătuit. Mă uit printre femei și le văd pe toate pe linie sfinte. Doamne, de ce le vezi așa? Pentru că nu mă uit la voi decât prin jertfa Fiului Tău. Și orice privește Dumnezeu prin jertfă vede binecuvântat, fără pată și fără zbâcitură, pentru că jertfa lui Iisus acoperă toate nelegiurile noastre. Lăudați să fie Domnul! Amin! Acum am ținut un pic cu surorile, așa-i? Am mers un pic așa, în dreptul lor, să le respectați, să le iubiți, să le cinstiți, pentru că e ajutorul pe care Dumnezeu vi l-a dat. Să știți că nu puteți să înțelegeți ce valoare are femeia în casă numai când nu mai iubi. Eu vă spun, numai o săptămână, de fapt 4 zile a fost plecată soția cu copilul la părinții ei, mi-au cerut să plece câteva zile și a rămas singură acasă. Și mie n-am știut unde am venit pe casă. Abia am așteptat să vină. Nici nu mi-am dat seama ce importantă ea în viața mea până la fost. Mi se pare normal că mă duc și mi-e foame și îmi pune pe masă. Mi se și mi-am duce să vreau. Nu, nu e normal. Dacă nu mai ai să-i spui la cineva că ți-e foame și ți-e sete, abia tu știi ce înseamnă în casa ta rolul soției tale sau a copiilor tăi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Apoi, dacă nu ești mulțumit cu locul tău de muncă, nu ești mulțumit cu leafa care o câștigi, cu salariul care îl ai, în curând vei deveni ce? Hoț. Nu-ți mulțumit cu cât câștigi. Nu-ți mulțumit, domnule, e prea mai mult. Atunci, unde lucrezi, încerci să furi,
încerc să înșel, încerc să fac niște lucruri prin care tu să-ți atingi un scop și să calci în picioare principiile lăsate de Dumnezeu pentru tine și pentru mine. În această zi, vă îndemn pe toți, haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Glorie Domnului Iisus! Următorul gând din Scripturi care l-am cu privire la mulțumire este faptul acesta. Și te întreb, când ai mulțumit ultima dată lui Dumnezeu pentru că te-a creat așa de frumos, mătură? Când te-ai rugat ultima dată să zici, Doamne, îți mulțumesc că m-ai creat o făptură așa de minunată? Dar voi sunteți niște oameni minunați. Știți că pe voi v-a creat mâna lui Dumnezeu? Păi Dumnezeu n-a avut ce lucra. Trebuia să creeze niște făpturi așa minunate cum ne-a creat pe noi. Aș vrea să vă spun un lucru. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că și ne-a creat într-un chip așa de minunat. Când ne-ai mulțumit ultima dată lui Dumnezeu pentru aerul acesta pe care îl respirăm. Sau ți se pare normal că îl respiri, care e problema, nu? Dacă Dumnezeu ar lua aerul acesta, știți ce s-a întâmplat? Am murit cu toți. Și Dumnezeu ține planeta aceasta în mână. Și prin suflarea gurii lui, lasă pe pământ aerul acesta pentru noi. Și noi de multe ori nici nu-l băgăm în seamă, nici nu realizăm ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Ți se pare un lucru mic că poți să respiri aerul? Sunt oameni care nu pot respira decât cu aparate. Sunt oameni care se zbat între viață și moarte. Și tu respiri și cânti în adunare. Ai spus vreodată, îți mulțumesc, Doamne, pentru aerul acesta. Aleluia. Zice Scriptura să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Pentru aer ne-ați mulțumit? Pentru apă. Ne-ați mulțumit? Știți? Că sunt țări unde oamenii mor de sete. Și merg oameni din Europa să facă acolo câte o fântână să nu moară oamenii. Sunt copii care din pricină că nu au apă mor. Mor! Și copiii noștri au cel puțin două feluri de apă și 10 feluri de suc în casă. Și de aceea alți oameni, tot Dumnezeu i-a creat. Și copiii aceia mor de sete. Și mor de foame. Și fratele Marian nu mai știa ce să ne facă el de mâncare. Frați și surori, ați mulțumit cândva lui Dumnezeu pentru faptul că aveți apă și mâncare? Sau lucrurile acestea sunt prea mici să-i mulțumim lui Dumnezeu? Îi mulțumim lui Dumnezeu doar când luăm o casă de 300.000, o mașină de 150.000. Doar pentru că noi mulțumim lui Dumnezeu. Dacă nu suntem credincioși în lucrurile, cum putem fi credincioși în lucrurile? Așa spune Scriptura, nu o spun eu. Aș vrea să vă spun în dimineața aceasta, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Nemulțumirea vine de la Satan și veți vedea ce se întâmplă când intre nemulțumirea într-o casă, într-o inimă. Erau niște oameni, erau frați, toți trei, erau trei frați. Și la un moment dat, Aron și Maria s-au ridicat împotriva lui Moise și au zis, băi, dar numai prin Moise lucrează Domnul, numai prin el vorbește. Dar noi nu suntem și noi proroci? Păi acum, numai oamenii ăștia, noi ce suntem? Și Domnul privește din cer și știți ce se întâmplă? După ce privește Domnul din cer, pe oamenii aceștia îi lipsește. Maria se umple pe loc de... Și toată tabăra stă în loc, Maria este scoasă afară din tabără și nu mai putem merge înainte din pricina aceasta, pentru că ea este plină de lepră. De ce s-au plină de lepră? Pentru că a vorbit împotriva fratelui ei. N-ați vorbit niciodată împotriva fraților voștri? Și totul nu se desprinde repede, așa? Știți de ce?
își mai ține Dumnezeu pentru o vreme mâna peste voi și peste noi. N-ați comentat niciodată. Băi, tot omul ăla predică, tot fratele Dan, tot frații ei cântă, tot ei predică, tot ei țin la Domnului. Domnule, trebuie să fim și noi. Și măcar nu cunoști nici locul, nici chemarea. Pentru că Dumnezeu în adunare cheamă oamenii. Pe unii face apostoli, pe unii face proroci, pe alții face învățători, evangheliști, păstori. Și în adunare sunt mulți oameni. Vreau să te întreb azi în adunare. Există cineva în adunare care a luat din partea lui Dumnezeu darul facerii de bine? Există în adunare oameni care au darul acesta să facă bine pentru cei amărâți? Știi ce zice Scriptura? Să nu fac bine la ăla care poate să-ți întoarcă binele pe mâine înapoi. Fă-i bine la cel care poate, nu poate niciodată să mai facă nimic. N-am înțeles Scriptura nici eu foarte bine la început. În localitatea noastră, în Fodora, fratele Cristi, cred că a fost de multe ori prin Fodora, la capătul satului, acolo era o casă, erau cei mai necăjiți oameni din sat. Anul trecut, în toamnă, a venit un vânt puternic, a descoperit foarte multe case din sat. A fost o vijelie când n-a fost niciodată pe zona noastră până anul trecut. Și nouă ne-a descoperit casa și multe case. Dar la oamenii aceștia nu că le-a descoperit casa, le-a îmburgat casa. Oameni care n-au bani de o pâine, nu se refacă casa. Tatăl lor a murit călcat în un tir, viat. Vezi, zice, cine l-a pus să dea? Mama lor a plecat de acasă și a lăsat o turmă de copii acolo. A venit vântul acesta, i-a mutat casa, sătenii au spus, slavă Domnului. Acum scăpăm de ei, să duc de la noi. Dar unde să se duc? Numai de nu s-a mutat casa mea. Unde să duc? Singura palmă de pământ, poate două ani, care o aveau ăștia și părinții lor, era locul acela de maxim 200 de metri, mă dați, atât era acolo, atât era tot. Și atunci am vorbit cu oamenii și am zis, oameni buni, domnule primar, domnul preot ortodox, sunt oameni din biserica ortodoxă voastră, haideți să punem cu toții mână de la mână, să facem ceva pentru necăjiții ăștia, pentru că iarna pe ei și vor îngheța și vor muri de frig. Știți ce s-a spus preot ortodox? Da, păi, facă Dumnezeu ce-a vrea cu ei, bine că ne scăpăm de ei. Știți ce a spus primarul comunei noastre? Domnul Florin de mine nu mai gândesc. Băi, dacă pe voi care îs confesiunea voastră nu vă interesează, apoi pe noi, ce să ne intereseze? A fost chiar în adunare și am predicat și am zis, fraților, scrieți Scriptură un lucru, ce vreți să vă facă vouă oamenii, păciți de voi mai întâi. Ce ai face dumneata, frate, dacă îți era casa murdată? Mi-am zis lui frate, păi mi-ar plăcea să mă ajută oamenii să o fac din nou, da? Bun. Uite ce trebuie să facem acolo. Și oamenii au dat din nou. Lasă-mă. Florin, nu cumva să faci rău. Dar se vor duce. Unde să se ducă? Am mai trecut o săptămână a venit în Ghețu. Într-una din dimineți, mergeam cu copilul meu, lui îi place mult să vină cu mine. Eu sunt agricultor. Asta fac, lucrez cu agricultură multă acolo în zona noastră. Și mergeam cu el cu o mașină de cules porumb într-o dimineață. Era un frig imens. Și el a zis, tata, vin cu tine astăzi orice ar fi. Mamă, să nu te duce că frigă, vin cu tine. Hai cu mine. Și am trecut pe lângă casa lor, că n-aveam pe unde merge decât pe lângă casa lor. Acolo era un nainor, o folie, oamenii sub folie, la capul lor era un foc. Și copilul a zis, te rog, s-o oprește un pic. Frați și surori, nu l-am învățat niciodată în casa noastră să fie bun. Poate mama sa și bunica lui care crește, că eu cresc puțin, că s-o plecat.
cu el un târg. Băi, dacă mergi la școală și ești cu minte, îți cumpăr un ATV. A zis tata, nu mai îmi cumpăra niciun ATV. Fă ceva pentru oamenii ăștia, dar are 9-8 ani. Nu mai întrebe ATV, dar fă ceva pentru oamenii ăștia. Nu știa mai mult să zică decât atât. Nu l-am băgat în seamă, ne-am dus acasă, am mers noi în treaba noastră, am ajuns iar acasă și când am ajuns acasă, e prietena cea mai bună a lui, e bunica lui, mama mea. Îl grijește ca pe ochii din cap. S-a dus în patul ei, s-a dus în camera ei, în patul ei, acolo îi place lui cel mai mult să stea cu bunica lui. Și atât a cumpărut pe mama de tare trebuie să face în casa la oamenii ăștia, încât m-a chemat la apel în camera ei și a zis, nu mă interesează nici cum, nici dacă pot, nici dacă nu pot, nu mă interesează. Vreau în cel mai scurt timp oamenii ăștia să aibă o casa lor. Știți? Era un proverb. Mama-i mamă. Nu-i femeie. Mi-e tare dragă mamă. Ea a fost lângă mine totdeauna în viața mea când a fost în cele mai grele momentele vieții. Mama a fost cu mine. Pentru mine mama când zice un lucru și o să nu-l fac groabă, eu fac și vreau bătrânețele ei să-i fac tot ce vrea. Pentru că ea a mult pentru mine în viață. Și a zis, mamă, să vedem ce-o putea face. Băi, nu, așa. Să nu treacă mai mult de o lună să n-aibă casă. Mamă, dar câți bani am? Câți bani ai pus deoparte pentru mormântarea noastră? Nu-mi trebuie nici mormântare. Bagă toți banii acolo. Am privit spre cer și am zis, Doamne, e adevărat cuvântul tău care spune prin Scripturi, fă bine la cei care nu mai pot să-ți întoarcă binele niciodată înapoi. Și am zis, ăștia-s oamenii care niciodată în viață nu vor putea face nimic pentru mine, dar tu, Doamne, vei putea. Am sunat cu frații, am cu fratele Viorel, mulți frați la Bisa și am spus lucrul ăsta și am zis, băi, hai să rezolvăm problema oamenilor ăsta. Haideți, vă rog, ajutați-mă. Vă rog în numele Domnului Iisus, ajutați-mă să rezolvăm problema. Și în termen de o lună, problema lor s-a rezolvat. Când ai mulțumit ultima dată lui Dumnezeu că ai un acoperământ deasupra capului tău? Când ai mulțumit ultima dată lui Dumnezeu că ai căldură în casa ta? Sau ți se pare normal, nu? Dar nu-i treaba ta, nu? Ți se pare normal când ai 18 ani, tata să-ți cumpere cea mai frumoasă mașină? Ți se pare normal când te căsătorești la să-ți dea o casă nouă? Și spui, aia e casa mea pentru tine. Totul ți se pare normal ție. Îți dai seama că toate aceste lucruri este harul lui Dumnezeu? Înțelege că în locul celor care au stat în fric și n-au avut casă, puteai să fii tu. Puteam să fiu eu. Domnul a făcut harul să te naști în București, într-o familie binecuvântată. Mulțumește-mi Dumnezeu! Mulțumesc-i Dumnezeu pentru tatăl tău și pentru mama ta, pentru că ți-o pregăti toate lucrurile, pentru că ești în viață binecuvântat și nu ți-o lipsă de nimic. Când ai mulțumit ultima dată lui Dumnezeu pentru lucrul acesta? Când ai mulțumit? Sau e un lucru normal, nu? Nu e un lucru normal. E un lucru binecuvântat de Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Apoi, vreau să vă spun, nemulțumirea în adunare este un mare păcat. Nu mai suntem mulțumiți cu slujitorii, nu mai suntem mulțumiți cu gândărețe, dar cred că copilul meu putea cânta mai bine la ori ca fratele. Cred că fata mea ar cânta mult mai bine ca și cealaltă soră care a cântat. Frați și surori, sunt niște lucruri mici cu care diavolul ne leagă și știți ce face cu noi? Ne duce departe de adevărul lui Hristos
Și când ne trezim noi într-un târziu, în loc să fim în București, suntem în altă parte. Pentru că satana ne duce departe de adevărul lui Dumnezeu. În dimineața aceasta, rugămintea mea este să rămânem toți în Hristos. Aleluia! O altă nemulțumire și este ultima, ori la ceas, timpul a trecut. Ultima nemulțumire despre care vreau să vorbesc în dimineața aceasta, o găsim într-o familie. Unul din membrii familiei, toți crescuți de același tată, fii același tată, mame diferite. S-a trezit într-o dimineață și a spus un lucru. Știți ce a spus? Azi noapte am avut un domnițit Iosif. Iosif avea o revelație cu Dumnezeu. Iosif avea lucruri din partea lui Dumnezeu. Și frații lui au zis, băi, dar ce-ai visat? Și Iosif le spune visul fraților și ăștia se, în loc să zică slavă Domnului că Dumnezeu în casa noastră a lăsat un om care are darul visurilor, slavă Domnului că în biserica aceasta, Izvorul Mântuirii, sunt proroci și văzători, știți ce au făcut cei din casă? Au zis, bă, trebuie să facem ceva cu, cu văzătorul ăsta, cu prorocul ăsta. Ce să facem eu? Să-l omorăm. Dar de ce să-l omorăm? Păi n-a avut ce vorbește el. N-a avut ce zice el că ce se va întâmpla, cum vom merge noi, ne vom închina înaintea lui. Nu se poate. Trebuie să terminăm cu omul acesta. Frații surori, nu cumva vă ispiti satana pe care va din adunare să terminați cu și Domnul din adunare? Nu cumva vă ispiti satana și ți-o pus în minte, urmărește casa tatălui păstor Dan, dar urmărește-o cu atenție. Și dacă de cumva unul dintre copii a călcat greșit ca să putem să-l lovim. Când v-ați rugat ultima dată și ați mulțumit lui Dumnezeu pentru oamenii ăștia care vă conduc aici? Care dacă la unul noaptea mai chef că e rău la bărbatul, dar urma sunt fraților să veniți să-i faceți unghierea. Și ei trebuie să sară rapid din pijamare, să se îmbrace și îți trebuie să nu la tine, că dacă întârzie mult, faci urât. Care-i problema? Dacă omul poate, nu poate. Care-i problema? El să vine să facă doar de-aia acolo, nu? De-aia l-am votat, de-aia l-am pus acolo. Păi nu l-a spus voi, oameni buni. L-a pus Dumnezeu din ceruri. Și dacă Dumnezeu din ceruri l-a pus, noi trebuie să bajocorim oamenii pe care Dumnezeu le-a pus aici. Trebuie să ajungă liderii ăștia noștri să facă slujbele plângând. Trebuie să ajungă oamenii ăștia să plângă în altarele familiilor lor, să zică, Doamne, ce se mai întâmplă cu mine? În loc să vină aici plin de bucurie și voi, când auziți un zbor rău de el, să mergeți toți la el și să ziceți, păstorul nostru e cel mai bun. Postim și ne rugăm pentru casa lui, ca satana să n-aibă niciun câștig. Avem o satisfacție mare. Slavă Domnului! Acum ne face nouă Dumnezeu de tate. Și ce spune Scriptura? David a fost un om care a avut o inimă după inima lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat pe Saul în mână. Saul toată viața l-a privolit și vrea să-l omoare pe David. Și la un moment dat, într-o peșteră, Saul dormea cu toți. Și David ajunge. Era sulița în mâna lui. Putea să-l omoare. Putea să termine. Era deja uns ca împărat. Putea să zică, mă, termin pentru că oricum pe mine m-a ales Domnul, nu? Știți ce-a spus el? Să mă ferească Dumnezeu! Să pun mâna pe usul Domnului. Aleluia! Frați și surori, nu puneți mâna pe ușii Domnului să-i loviți. Puneți mâna să-i loviți. Nu înțelegeți voi ce lupte au oamenii ăștia. Nu înțelegeți voi ce necazuri au oamenii aceștia. Vă rog în numele Domnului, simt din partea Duhului Sfânt să vă spun, sprijiniți-i pe oamenii aceștia care vă conduc, care Domnul i-a pus aici pentru o vreme. Va trece vremea, vor veni alții. Câte vreme Dumnezeu îi ține aici cu mâna Lui, de ce nu țineți voi mâna ca binecuvântare pentru ei? De ce vă place să-i loviți cu vorbe grele? De
ce îi vinezi greșelile? De ce sentiți arcul? Și spui, când nu-și dă seama, îi dau drumul la săgeată, pentru că vreau să-l termin. De ce? Pentru că a spus fetele mele că nu-i bine să se divorțeze. Da. Sunt loviți slujitorii de toate părțile. Dacă în adunare spun fraților, nu-i bine să faceți lucrul ăsta, luați o mână pe ei și terminați. Eu am bani, pot să termin. Care e problema? Dar bagă de seamă că cel ce ți-a dat banii ți-i poate lua pe loc. Am cunoscut om care a fost un milionar în euro. Milionar. Toată lumea din zona se închina și acum a ajuns să meargă să pună rigips în Belgia. El. Cu mâna lui. A avut hotelurile lui. A avut firmele lui. A avut tot ce a avut. Omul ăsta a fost cel mai tare din județul nostru. Și când a fost la evanghelizare în Bruxelles, a venit la Florinie din Sălaj și eu sunt din Sălaj. Știi cine sunt eu? Da. Niciodată în viață nu m-am închipuit că pot să pierd milioanele care le-am făcut în ani să mi se ducă ca nisipul printre deci. Niciodată nu mi-am dat seama că într-o noapte la o iscălitură pierd tot. Casă, firme, bani, mașini și ajung să fiu un salon pe un șantor de merge. O semnătură fără ca Dumnezeu să fie prezent. Îți aduce în casă dezastru și nu te mai salvează nimeni în meci. Și zici cu omul acela! Omul acela! Atâta ești binecuvântat cât rămâi în ascultare de Dumnezeu și Domnul își ține mâna peste tine. Când și-o lua Dumnezeu mâna de peste tine, răspuns, nu mai faci. Că tu zici, mă voi duce în cutare cetate, voi face acolo de roți, voi câștiga, voi veni și zice Domnul, vai de tine, om nebun și fără minte. Trebuie să zici, dacă Domnul va voi, mă voi duce în cutare cetate, voi construi 10 blocuri. Domnul nu va ajuta să le fac, să le vând și voi câștiga și voi da și partea Domnului. Asta e frate. Frații și surori, încheie aici spunându-vă, niciodată în viață n-am simțit ce există. Și când Dumnezeu m-a chemat la slujba asta și la lucrarea aceasta, eu m-am împotrivit, că mie mi-a fost drag și bani. Mi-a fost drag să muncesc mult, mi-a fost drag să nu depind de nimeni, mi-a fost drag să am în viață tot ce vreau. Și capul m-a dus bine spre lucrurile mele. Și a venit o zi în care Dumnezeu mi-a spus, în momentul ăsta, stop. A zis, Doamne, era 15 ianuarie. E cel mai greu moment din viața mea, tu îmi spui să ies din niște lucruri de unde eu țin familia și o țin bine. Doamne, ce voi face? Am făcut pentru tine o izbăvire și am să te trimit până la marea pământului. Și ca un nenorocit de om ce am fost și sunt, am pus un semn în mâna Domnului că zic că Dumnezeu nu-l poate primi. A zis, Doamne, mă duc. Dacă Tu mă binecuvintezi, oriunde mă duc în lumea aceasta, oriunde, să nu fiu nevoit să iau de la nicio biserică, nici măcar un leu, un euro, un cent. Și a venit un rog Domnului și a zis, cum ai cerut? Așa se face. Și atunci am zis yes din confort, yes din familie, yes dintre prieteni, yes dintre oameni care mă respectă și mă duc spre oameni pe care nu-i cunosc, dar au aceeași stintă ca mine, împărăția lui Dumnezeu. Au trecut mai bine de 10 ani de lucrare. Am coridat pământul acesta în lung și în lat. Și încă n-am fost nevoit de nicăieri să iau niciun leu. De ce? Ce vorbea și Dumnezeu este adevărat? Nu o
ca aroganță lucrul acesta. N-am primit cu cei ce iau. Dar eu am făcut un târg cu Dumnezeu. Și am zis, Doamne, eu vreau așa să-mi dai. Și Dumnezeu m-a onorat. Primare Domnul. Primare Domnul. Amin. Fii plecat în fiecare zi de acasă. În toată lumea asta, pentru rogul ăsta pământesc și tu să poți merge în orice biserică, să fii liber, să spui ce spui din partea Domnului, pentru că pe tine nu te plătește omul și nici biserica, te răsplătește Dumnezeu din cer. E cea mai mare onoare. Și eu îi mulțumesc de Dumnezeu că slujesc la un asemenea Dumnezeu care are putere. Amin. Amin.